Agitație mare în baza de canotaj de la Năvodari. Lotul național de tineret al României se pregătește pentru o nouă competiție de anvergură, campionatele europene care vor avea loc în Polonia. Simona Radiș este cel mai important nume din lotul de tineret aflat la malul mării. Proaspăta campioană olimpică a dorit în mod expres să participe la întrecerile de luna viitoare. Cum decurge pregătirea pentru campionatul european de tineret? Momentan decurge foarte bine, evoluez de la un antrenament la altul și îmi doresc ca până la concurs să îi dau bărcii cea mai mare viteză posibilă și sper în același timp ca acolo să fiu cât mai în față în clasament. Cum te-au primit colegii de la lot? Cu felicitări, cu brațele deschise, m-au așteptat la muncă pentru că de asta am venit aici și alături de ei în fiecare zi facem antrenamentele aici pe canal. Prezența Simonei în lotul de tinerete reprezintă un factor motivațional puternic pentru colegii săi care sunt deciși să-i calce pe urme cât mai repede. Cum e să vă pregătiți având alături pe proaspăta campioană olimpică Simona Radiș? Este o motivație în plus pentru noi de a ajunge și noi la performanțele ei. Cum decurg pregătirile în această perioadă la mare? Pregătirea decurge bine, încercăm să fim cât mai mult pe viteza bărcii, să putem să-i dăm cea mai mare viteză, să scoatem cel mai bun timp. Cu ce obiectiv veți merge la campionatul european de tineret? Cu obiectivul de a cuceri cea mai strălucitoare medalie și să ajungem la performanțele Simonei cât mai ușor. Vă motivează prezența ei în lotul echipei României? Normal, este un trofeu cum ar fi pentru noi și ceva de urmat. Trebuie să urmăm ca să putem reuși să facem ce a reușit și ea. Antrenorii sunt mulțumiți de efortul depus de tinerii canotori și sunt convinși că aceștia vor cuceri multe medalii în Polonia. Cum e trecerea de la competiție, cum sunt jocurile olimpice la campionatul european de tineret? E întotdeauna o provocare plăcută chiar. E puțin mai, o atmosferă mai relaxată oarecum, dar nu trebuie să cădem în partea cealaltă, să fim prea relaxați pentru că adversarul asta așteaptă. E plăcut, e plăcut întotdeauna, o competiție binevenită întotdeauna. În lotul pe care îl veți deplasa la această competiție vor fi și câțiva sportivi care au concurat la Tokyo. Mai au ei motivația necesară? Sunt sportivi printre care și medaliata cu aur Simona Radiș, care chiar dacă și-a arătat supremația la nivel de seniori, trebuie să-și arate clasa și la nivelul de tineret, pentru că încă are vârstă de tineret. Ca și motivație, da, e foarte motivat, tocmai pentru că e ultimul an în care poate concura la o competiție Under 23. Ea a cerut expres să fie prezentă la acest concurs și motivația o are ca la fiecare alt concurs. Ce obiectiv aveți la campionatul european de tineret în acest an? În general, la competițiile de tineret Under 23, noi punctăm pe experiență de concurs. Sunt sportivi tineri, unii dintre ei au rezultate, dar majoritatea dintre ei sunt tineri cu lipsă de experiență și atunci principalul obiectiv este creșterea. Să investim în cei tineri pentru a face pasul spre seniori. E clar că medaliile ne vor bucura, vor veni medalii cu siguranță, dar nu este un scop secundar câștigarea medaliilor. Obiectivul principal este să ne întoarcem cu o lecție învățată care să ne ajute pe viitor la competițiile de seniori. Sunt în lot sportivi care pot face pasul spre lotul olimpic pentru Jocurile Olimpice de la Paris? Cu siguranță. Unii dintre ei deja fac parte din lotul olimpic, iar unii dintre ei, mai ales cei care sunt în an terminal, în ultimul an de tineret, din toamnă îi vom aștepta la lotul de seniori. O parte dintre ei, care sunt cei mai valoroși. Dar sunt, iar pentru Jocurile de la Paris, fiind o perioadă de 3 ani, cu siguranță vom avea și reprezentanți din categoria care în momentul ăsta sunt Under 23. Campionatul european de tineret va avea loc în localitatea poloneză Krușvița în perioada 4-5 septembrie.